Procesul de adopție în 2020. Există un mit care spune că este greu să adopți în România, dar realitatea este că lucrurile se pot mișca foarte repede dacă înțelegi sistemul și ești flexibil și dedicat. Procesul de adopție are 4 etape. Prima din ele este atestarea. Ca să începi procesul de atestare, trebuie să mergi la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul de reședință sau la un ONG autorizat pentru o sesiune de informare. Acolo vei putea discuta cu specialiști despre situația ta specifică și ți se va spune ce acte trebuie să aduci pentru a începe evaluarea și atestarea. În general, pe lista de acte se găsesc copii ale actelor personale și de locuire, cazier judiciar, care se poate lua pe loc, evaluare psihiatrică și recomandări de la prieteni și colegi. Toate actele se pot obține într-una două săptămâni. După depunerea actelor, vor urma o serie de întâlniri cu specialiști din DGASPC sau dintr-un ONG autorizat pentru evaluarea familiei și veți parcurge un curs de minim 12 ore pentru pregătirea ca adoptator. Vă recomandăm ca la această perioadă să urmăriți webinariile Alianței România for Orfani sau să vă înscrieți la cursurile de îngrijire a copilor cu istorie de traumă organizate periodic de ARFO. Tot procesul se va întinde pe parcursul la maxim 90 de zile din momentul depunerii actelor. A doua etapă este potrivirea. Sunt două metode prin care poți intra în potrivire cu un copil adoptabil. Registrul Național de Adopții reunește toți copiii adoptabili din România. Potrivirea se face în funcție de criteriile puse de familia adoptatoare și de scrierile copiilor adoptabili din sistem. A doua metodă este prin lista de copii greu adoptabili, unde se găsesc copii care nu au intrat în potrivire cu nimeni la 3 luni de la declararea adoptabilității sau au intrat în potrivire, dar după 9 luni de la declararea adoptabilității nu au ajuns într-o familie permanentă. La listă se poate solicita accesul imediat ce ai primit atestatul de părinte adoptator. Acum e un moment bun ca să afli de ce la multe familii adopția se lungește mult timp. Procesul se prelungește practic în așteptarea unei potriviri, multă lume sperând la un profil de copil care a exista în sistem, să aibă maxim 2-3 ani și să fie complet sănătos. Fiecare copil merită o șansă la o familie permanentă, indiferent de vârstă, etnie sau grad de handicap. Apoi, multă lume optează pentru un copil clinic sănătos. Însă mulți copii au diferite probleme de sănătate. Multe sunt diagnostice puse incorrect sau probleme de dezvoltare acumulate din lipsa de stimulare sau afecțiune. Altfel spus, unele nu există și altele sunt recuperabile. Am auzit de copii diagnosticați cu retard sever, parapareză sau ADHD care nu aveau nici o problemă din punct de vedere medical. Dă o șansă acestor copii și mergi în potrivire. Ai nevoie de minim 5 întâlniri cu copilul, asistate de responsabilul de caz al copilului. Întâlnirile neasistate pot fi în număr mai mare. Oricând poți opta să oprești procesul de potrivire. Ca angajat, ai dreptul și la 40 de ore liber de la muncă pentru a aloca timp procesului de adopție. Recomandăm să folosești aceste ore în perioada de potrivire, pentru că e posibil să trebuiască să călătorești destul de mult, în funcție de locația și nevoile copilului. Al treilea pas este încredințarea. Dacă totul merge bine în perioada de potrivire, iar copilul este gata să facă următorul pas, poți solicita încredințarea acestuia pentru 3 luni. Instanța judecătorească de la domiciliul copilului va analiza cererea ta și va dispune încredințarea în vederea adopției pentru o perioadă de 90 de zile. O să primești câteva vizite acasă de la DGASPC ca să vadă cum merg lucrurile în perioada de adaptare. Este o perioadă frumoasă, dar și dificilă pentru copil. El lăsând în urmă multe lucruri familiare și testează dacă poate avea încredere în noua familie. Noi recomandăm puternic să fii pregătit pentru această perioadă și să nu renunți la adopție în perioada de încredințare. Pe site-ul ARFO sunt resurse care să vină în ajutorul tău. Se poate beneficia, sub anumite condiții, și de un concediu de un an, începând cu perioada de încredințare. Ultima etapă este încuvințarea. După 3 luni, dacă dorești să mergi mai departe, poți solicita încuvințarea adopției. Dosarul este trimis în instanță și durează un timp ca să primești un răspuns. După primirea deciziei de încuvințare, va trebui să aștepți comunicarea acestuia,
timpul de așteptare fiind diferit de la o instanță la alta. Caută un grup de suport oferit de un ONG autorizat și stai alături de specialiști și alți părinți adoptivi care îți pot fi de un real folos pentru aventura pe care ai început-o. Sperăm că aceste informații ți-au fost utile. Scrie dacă ai nevoie de mai multe lămuriri.